Bună ziua, sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un bărbat de 30 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu microbuzul într-un copac la Strășeni, potrivit poliției. Acesta circula cu viteză excesivă. Militarii ruși au bombardat din nou orașul Harkov după atacurile soldate cu 17 morți de acum o zi. Ucrainenii la rândul lor se pare că au atacat obiective militare în Crimeea și chiar pe teritoriul Rusiei. Negocierile de pace cu Moscova vor fi reluate doar după ce rușii se vor retrage din teritoriul ocupat ilegal, a declarat Volodymyr Zelensky la întâlnirea cu șeful ONU și președintele Turciei. Cei doi oficiali străini au cerut crearea unui perimetru demilitarizat în jurul centralei Zaporojia. Un bărbat de 30 de ani a murit noaptea trecută după ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu microbuzul într-un copac la Strășeni. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 1 în apropierea localității Cojușna. Ajuns la fața locului, oamenii legii au stabilit că șoferul a derapat de pe șosea din cauza vitezei excesive. Microbuzul s-ar fi izbit mai întâi într-o bordură, după care a fost proiectat în copac. În urma impactului, șoferul a decedat, iar mașina s-a transformat într-un boț de fiare. Pe marginea cazului a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. August este luna concediilor, iar asta înseamnă aglomerații în vămi. Moldovenii care lucrează în străinătate revin acasă, iar cei care aici merg în vacanță la mare sau la munte cu zile de automobile se întind pe kilometri întregi. Vă arătăm situația la Zi în Jurnal. Rușii au bombardat din nou orașul Harkov, iar ucrainenii se pare că au atacat noi obiective militare ruse din Crimeea, dar și de pe teritoriul Rusiei. Cel puțin 4 explozii s-au produs aseară la o bază aeriană la nord de Sevastopol. Incendii și explozii au fost raportate și la un depozit de muniție din regiunea Belgorod. De asemenea, apărarea antiaeriană a fost activată în apropiere de Kerch, iar o dronă ucraineană a fost doborâtă, scrie TASS. Incendii și explozii au fost raportate la obiective militare din Rusia și în teritoriile ocupate de Moscova, în Ucraina, în cea mai recentă serie de aparente misiuni de sabotaj derulate în teritoriul controlat de ruși. Două sate rusești au fost evacuate după o deflagrație la un depozit de muniție de lângă granița ucraineană din provincia Belgorod. Nu au fost raportate victime. Cel puțin 4 explozii au lovit aproape de marea bază aeriană Belbek, la nord de Sevastopol, în peninsula Crimeea, ocupată de ruși. Guvernatorul prorus din Sevastopol a spus că nu există pagube și că nimeni nu a fost rănit. Apărarea antiaeriană a fost de asemenea activată lângă Kerch, orașul de la capătul unui pod aflat pe peninsulă, structură care face legătură cu Rusia. Guvernatorul Sevastopolului a declarat că forțele antiaeriene ruse au doborât o dronă ucraineană. Podul Kerch este o rută vitală de furnizare pe care mulți din Ucraina ar vrea să-l vadă distrus. Marți, Rusia a acuzat că un grup de sabotori a orchestrat o serie de explozii la un depozit de muniții din Crimeea. Săptămâna trecută, explozii au distrus o bază aeriană din Crimeea, despre care Moscova a spus la un moment respectiv că a fost cauzată de un accident. După luni în care forțele rusești au obținut câștiguri teritoriale modeste în luptele grele din estul țării. De la invazia sa din 24 februarie în Ucraina, liniile de front au fost relativ statice de câteva săptămâni. Guvernul de la Kiev a declarat că se pregătește de o contraofensivă pentru a recuceri o porțiune de teritoriu din sud. Între timp, orașul Harkov a fost din nou bombardat în această dimineață. Forțele ruse au tras asupra a 3 districte din oraș în jurul orei 6. Clădirile uneia dintre universități și a unei întreprinderi private au fost distruse. O persoană a fost ucisă și alta a fost rănită. Între timp, bilanțul atacurilor din ultimele zile de la Harkov a ajuns la 17. Încă 7 persoane au fost scoase noaptea trecută de sub dărâmături. În evaluarea sa din această dimineață, Ministerul Britanic al Apărării apreciază că Rusia bombardează constant frontul nord-estic din Harkov pentru a imobiliza forțele ucrainene și a le împiedica să fie folosite pentru contraatacuri în alte regiuni.
Negocierile cu Rusia sunt posibile numai dacă trupele ruse părăsesc teritoriul ocupat ilegal al Ucrainei, este declarația făcută de președintele Volodymyr Zelensky după întâlnirea de ieri cu secretarul general al ONU și președintele Turciei. Guterres și Erdogan au exprimat preocupări în legătură cu situația de la centrala Zaporojie și au cerut crearea unui perimetru demilitarizat în jurul acesteia, propunere respinsă de Ministerul Rus de Externe. Întâlnirea de aseară dintre Zelensky, Erdogan și Guterres a durat 40 de minute și s-a concentrat pe modalitatea de a pune capăt războiului început de Rusia. La o conferință de presă de după, Recep Tayyip Erdogan, Antonio Guterres și președintele Ucrainei au spus că au discutat despre reluarea discuțiilor de pace cu Rusia, care au avut loc la Istanbul în martie. Zelensky a exclus orice negociere de pace cu Moscova fără retragerea prealabilă a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei. Nu pot oamenii care вбивають, гвалтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктурах, не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім, буде. Președintele Turciei și-a menținut convingerea că războiul se va încheia în cele din urmă la masa negocierilor. Șeful ONU și președinții Turciei și Ucrainei au discutat despre modalitățile de a securiza cea mai mare centrală nucleară din Europa, în timp ce Rusia și Ucraina au făcut schimb de acuzații privind noi bombardamente în apropierea acesteia. Instead, agreement is urgently needed to reestablish Zaporizhzhia as purely civilian infrastructure and to ensure the safety of the area. Military equipment and personnel should be withdrawn from the plant. Further deployment of forces or equipment to the site must be avoided. The area needs to be demilitarized. And we must tell it as it is. Any potential damage to Zaporizhzhia is suicide. Це безумовно пріоритети усі в світі. Нові виклики Росія повинна негайно без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації, припинити безумовно всі угрози. Președintele turc s-a arătat îngrijorat de pericolul unui nou Cernobâl, referindu-se la situația tensionată de la centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de Rusia. Zaporojie nükleer santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdi. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Ministerul rus de externe a respins propunerea lui Guterres de a demilitariza centrala Zaporojie. În timpul conferinței de ieri, Zelensky a răbufnit nemulțumit de eșecul traducătorului de a-i interpreta corect comentariile. Vizibil iritat, acesta și-a tradus singur discursul. What possibilities we are speaking if in this window we see each day guns and firing from Russian side? That's why they have first of all go away from our territory. And then we'll see what we'll do then. And I said, Slava Ukraini. În ultimul mesaj video postat pe rețelele de socializare, Volodymyr Zelensky a detaliat subiectele discutate cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, precizând că le-a cerut acestora să folosească toate capacitățile ONU pentru a asigura respectarea de către Rusia a tuturor normelor de drept internațional. Criza de la centrala nucleară Zaporojie și asigurarea exportului de cereale au fost printre principalele subiecte abordate, însă Zelensky a precizat că s-a discutat și despre prizonierii de război deținuți de Federația Rusă. Înaintea discuțiilor cu secretarul general al ONU, Volodymyr Zelensky a cerut din nou Moscovei să repună imediat centrala nucleară de la Zaporojie sub controlul deplin al Ucrainei și afirmă că este nevoie de transparență totală pentru a gestiona situația de acolo. Ministerul rus al apărării, de partea cealaltă, afirmă că ar putea închide centrala dacă forțele ucrainene continuă să bombardeze instalația, lucru pe care Kievul îl neagă că l-ar face. Între timp, Ucraina a organizat exerciții de intervenție în caz de dezastre în urma atacurilor repetate de lângă centrală.
În cadrul exercițiilor de urgență, care vor continua și în zilele următoare, primii respondenți ucraineni au îmbrăcat echipamentul de protecție complet și apoi s-au ocupat de o persoană care pretindea că este o victimă. După ce au efectuat o scanare a radiațiilor, au așezat pacientul pe o targă, l-au acoperit cu o peliculă argintie lucioasă și apoi l-au urcat într-o ambulanță. Și primii respondenți au fost verificați pentru radiații înainte de a fi spălați cu furtunul și de a-și lăsa echipamentele. The situation from the when they start sharing from the 5th of August, it's changed dramatically, and of course we are concerned. That's why we are here. That's why we created this group. That's why we are involved in everyday communication with this. Volodymyr Zelensky afirmă că este nevoie de transparență totală pentru a gestiona situația de acolo, lucrându-se cu diplomați și specialiști pentru ca misiunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să ajungă la fața locului. Російська армія повинна дійти з території АЕС і усіх сусідніх районів забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутись без жодних умов. Și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg este de aceeași părere. It is important that the international community stands united in imposing Russia's unprovoked aggression and that we all take steps to convince Russia to end this war. The seizure of the Zaporizhia nuclear power plant by Russian forces poses a serious threat to the safety and the security of this facility. De partea cealaltă, Ministerul Rus al Apărării a acuzat Ucraina că plănuiește o provocare la centrala nucleară Zaporojia astăzi și dă asigurări că nu există arme grele rusești la centrala controlată de Moscova sau în districtele din apropiere. 19 august. Киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции. Centrala cea mai mare din Europa a fost ocupată la începutul lui martie de trupele rusești. Din 5 august, Kievul și Moscova se acuză reciproc de bombardamente în contextul în care tirurile au lovit o dată aproape de o clădire de stocare de material radioactiv și altă dată au provocat oprirea automată a unui reactor. În cele aproape 6 luni de război, Rusia a pierdut circa 2000 de tancuri, în mare parte din cauza incapacității de a folosi corect blindajul reactiv, afirmă Ministerul Britanic al Apărării în ultima sa evaluare. Un alt motiv extrem de important este faptul că tancurile rusești au o problemă de design rezultată chiar din proiectare. Dronele ucrainene le distrug cu ușurință, iar ucrainenii se laudă periodic cu astfel de operațiuni reușite pe rețelele de socializare. Un filmuleț publicat de armata ucraineană arată cum drona se poziționează deasupra tancului care pare a fi deja abandonat și lansează chiar printr-una din trapele deschise de pe turela tancului o grenadă care, conform site-ului Ukraine Weapons Tracker, este una de fabricație americană. Un alt tank rusesc este atacat similar, însă grenada ratează trapa și lovește partea laterală a turelei, ceea ce provoacă explozia blindajului reactiv fără a produce daune mașinii de luptă. În ultima sa evaluare, Ministerul Britanic al Apărării afirmă că este foarte probabil ca pierderile masive ale tancurilor principale de luptă rusești din Ucraina să se datoreze parțial eșecului Rusiei de a monta și de a utiliza în mod corespunzător blindajele reactive explozive ale tancurilor. Folosite corect, acestea reduc eficacitatea proiectilelor care se apropie înainte ca acestea să lovească vehiculul blindat. Acest lucru sugerează că forțele rusești nu au corectat cultura utilizării greșite a blindajului care datează încă din timp primului război cecen din 1994. Războiul din Ucraina a fost marcat și de numeroase eșecuri ale comandanților ruși în ceea ce privește aplicarea disciplinei de luptă de nivel inferior, cum ar fi utilizarea blindajului. Efectul cumulativ a acestor eșecuri este probabil un factor semnificativ în spatele performanței slabe a forțelor rusești, afirmă experții britanici. Armata ucrainană a anunțat că rușii au pierdut în cele aproape 6 luni de invazie peste 1800 de tancuri. Un câine robot cu un lansator de grenade antitank în spinare este una dintre revelațiile expoziției de armament Ermi 2022 organizată în aceste zile la Moscova, la care liderul Vladimir Putin s-a lăudat acum câteva zile că Rusia are cel mai modern armament. Publicația The Drive scrie însă că invenția cu care se laudă rușii ar fi de fapt un robot bionic produs în China.
Câinele robot, prezentat ca fiind o invenție rusească, este îmbrăcat într-un costum negru și poartă o cagulă similară luptătorilor ninja. Conform agenției oficiale ruse RIA Novosti, care a vorbit cu misterioșii producători ai presupusei arme, ale căror nume nu au fost publicate, câinele robot e capabil să tragă cu precizie, să transporte arme și să realizeze misiuni de recunoaștere, inclusiv deplasare în zone accidentate pentru a transporta medicamente. În realitate, însă, rolul acestui costum tactic ar fi de a masca exoscheletul unui robot bionic produs în China, care poate fi cumpărat de pe AliExpress cu puțin peste $3,700, conform publicației de Drive. Publicația mai notează că nu se știe dacă robotul e capabil să și ochească sau să tragă cu respectivul lansator de grenade antitank. La aceeași expoziție de armament a fost prezentat și prototipul primului camion militar fără pilot al armatei ruse, despre care rușii susțin că poate căra 5 tone de echipament și poate atinge o viteză maximă de 80 de km pe oră. Vladimir Putin a lăudat luni la deschiderea târgului de armament de lângă Moscova cele mai noi și mai avansate capacități militare ale Rusiei. Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги. А по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их. În mod ironic, liderul de la Moscova a făcut aceste afirmații în condițiile în care armata rusă a eșuat lamentabil în încercarea de a cuceri rapid Ucraina, iar după 6 luni de război, soldații lui Putin abia au reușit să-și atingă parțial unul dintre obiectivele militare. Mai sunt 2 săptămâni până la începerea noului an școlar, iar pregătirile sunt în toi. În capitală s-a deschis primul iar maroc școlar. Un caiet, pixuri, radiere și eu să le folosesc cu drag. Clasa întâia suntem și ne pregătim. Hăinuță pun la dispoziție și mergem înainte. Vorbim despre preferințe și prețuri imediat, să știi. Un bărbat de 43 de ani a ajuns cu arsuri la spital după ce în subsolul locuinței sale, aflată pe teritoriul unei pensiuni, s-a produs o explozie. La ora 23:30 a fost adus de echipa asistentă medicală urgentă pacient în stare extrem de gravă, șoc combustional, internat în secție terapie intensivă. Potrivit IGSU, explozia s-a produs din cauza utilizării necorespunzătoare a cazanului. Bărbatul rănit a fost internat la spitalul din Orhei în secția reanimare, având arsuri pe 90% din suprafața corpului, potrivit medicilor. Astăzi el a fost transportat la Spitalul Republican din capitală. E perioada concediilor, iar punctele de trecere a frontierei sunt aglomerate. Moldovenii se grăbesc la mare sau la munte pentru a savura ultimele săptămâni de vară. Cei care se întorc în Moldova revin acasă pentru o scurtă vacanță. Potrivit datelor oficiale, în luna august, numărul persoanelor care au traversat frontiera practic s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut. În ultimile 24 de ore, cel mai mare flux de mașini a fost la ieșirea din țară. Cea mai activă frontieră a fost cea cu România. Aici, în Vama Leușeni, au trecut peste 15.000 de mașini în 24 de ore. Și astăzi, numărul automobilelor care ies din țară este la fel de mare. Mulți dintre cei care așteptau să treacă frontiera își țineau drumul spre mare. Ruslan, împreună cu soția și copiii, merg în vacanță în Grecia. La Halkidiki. Și ați acolo aveți deja tot rezervat? Da, am rezervat prin booking. Și cât veți petrece acolo timpul vacanța? 10 zile. Și mergeți mereu cu mașina sau cu... Întotdeauna cu mașina. De ce? Acolo e mai ușor și acolo pot să snușesc pe loc. Alții, obosiți de căldura sufocantă de acasă, au decis să se răcorească la munte. Venim dincolo, mergem drept înainte. Am fost cu mașina pe toți munții, pe la zooparcuri. Pe România. O bună parte dintre călătorii care stăteau plictisiți în cozile interminabile din vamă ne-au povestit că merg la cumpărături sau să perfecteze actele. Printre mașini am zărit un automobil cu numere de înmatriculare în Ucraina. O familie din țara vecină fugea din calea războiului. Iar unii moldoveni care lucrează peste hotare și-au organizat o vacanță acasă, în Moldova. Noi suntem acum în vacanță în Moldova. Cât timp stați? Pe o perioadă de vacanță mai lungă. Noi pe 2 luni am venit, dar în septembrie plecăm. Și cum ați petrecut zilele când sunteți acasă?
odihnă, muncă. Aglomerație mare și în rândul șoferilor de camioane. Rândul se întindea pe câțiva kilometri. Mai mulți șoferi ne-au povestit că așteaptă zile întregi pentru a trece frontiera. Din motiv că timpul de așteptare s-a dublat practic, conducătorii auto spun că în acest an ar putea rămâne fără vacanță. Cred că nici poimâne nu ieșim de aici dacă așa se lucrează. Concediul și vacanța trebuie să fie săptămâna viitoare, dar vezi că îngăresc că reușesc până la vacanță, dar cred că nu mai reușesc. Când vin înapoi exact aceeași problemă, stai în rând. În acest an, punctele de trecere a frontierei sunt mai aglomerate comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În ultimile 24 de ore, de exemplu, a fost înregistrat un flux de peste 65.000 de călători. Asta în timp ce anul trecut era o cifră cu 30% mai mică, circa 43.000. A început forfota pregătirilor pentru școală. În capitală s-au deschis iar maroacele cu toate cele necesare pentru a pregăti un elev de 1 septembrie. Însoțiți de părinți, copiii și-au ales pantofi noi, uniformă, ghiozdan și rechizite. Maxim va merge în acest an în clasa 1. Abia așteaptă momentul, dar până atunci a venit împreună cu mama sa să-și cumpere tot de ce are nevoie pentru a merge la școală. Clasa 1 suntem și ne pregătim. Hăinuță bună dispoziție și mergem înainte. Cea mai mare învălmășeală se dă în pavilioanele cu uniforme de școală, care abundă în diversitate. De la fuste în pliuri, rochițe în carouri, la diferite tipuri de veste și stani de școală. Uniforma este compusă, este jăletuță, este fustiță. Tipuri de fustiță sunt din trei categorii de fustițe. Este și pe albastru, este și pe carou. Alina a venit la Iarmaroc împreună cu tatăl său să-și cumpere pantofi. Ea e și loșuri și convers. Ăștia bule udomne în casă. Приближается 1 сентября, ищем обувь, школьную форму, вот девочке 12 лет. Ну, 4 дня, вот первый день такой мы ознакомительный. La tarabele cu rechizite puteai găsi de toate. Ca să nu uite ceva, unii părinți au venit cu lista pregătită de acasă. Nu prea multe, fiindcă mi-a rămas de anul trecut, niște caițele, niște învelitori pentru cărți. Un caiet, pixuri, radiere și eu să le folosesc cu drag. Ne uităm, ori albe, ori albastru, ne sfătuim cu soțul care să le luăm. A spus că albe sunt mai frumoase, albe luăm înseamnă că... Urmează ghiozdanul, ales și el, după anumiți criterii. Să fie compact, dar ca să încapă cărțile și mâncarea. Cât de cât ortopedic să fie și să aibă mai multe despărțituri și pentru hârtie de colorat, pentru cărți. Cam sunt multe deja rechizite lor. Unii părinți spun că sunt gata să cheltuie cât va fi nevoie. Cam multișor. Dar am luat din timp rechizite, acum am lăsat hăinuțe și încălțăminte pentru ultima sută de metri. Avem un buget de 2000 de lei. Având în vedere că avem ghiozdanul de anul trecut, mai avem ceva, niște hăinuțe, 2000 de lei probabil ne încătrăm. Primul iarmaroc școlar a fost deschis în scoarul unui centru comercial din sectorul Buican, iar în următoarele zile vor fi și în alte sectoare ale capitalei. Târgurile vor fi deschise până în prima săptămână din luna septembrie. Noul an școlar va veni cu multe bucurii și pentru familiile cu venituri modeste. Un ONG din țară a pornit o campanie prin care își propune să adune rechizite și ghiozdane pentru 700 de copii. Din prima zi a târgului caritabil, boxa pentru donații s-a umplut cu tot de ce are nevoie un elev ca să meargă la școală. Ionela împreună cu mama sa se întorceau de la iarmarocul școlar când au dat de boxa pentru donații instalată de organizația Copil Comunitate Familie. Încurajată de mama sa, fetița s-a împărțit cu câteva jucării educative. Am acest cadou să le dau alți copii care se bucură de ele. Îmi place să ajut oamenii. Așa cum spun străbunii, că dacă dăm noi cuiva, ni se întoarce de undeva, din univers. Foarte... plăcut să bucur un copil, să aibă și el emoții pozitive. Rând pe rând, copiii, dar și adulții au făcut ca boxa să se umple cu daruri, rechizite, haine de școală și jucării. Cred că copiii care nu au posibilitatea să fie bucuroși,
primească aceste daruri și o să fie într-adevăr utile. Мы специально пошили рюкзачки для деток. Это очень удобно. Туда можно складывать свою форму, можно складывать вещи, которые не при школе, может быть, какой-то перекус. И нам было очень приятно, что такие удобные вещички детки смогут использовать. Toate lucrurile vor ajunge la cei peste 700 de copii din familii social vulnerabile aflați în grija CCF Moldova. Oricine poate să doneze în boxa copil, comunitate, familie. Fie că este vorba de rechizite de școală, haine, jucării sau bani, toate sunt binevenite și vor fi de folos copiilor care au nevoie de ele. Invităm toată lumea să participe la acest târg. Sunt invitați să facă cumpărături pentru copiilor, dar totodată la cortul nostru să susțină și alți copii, pentru ca toți împreună, toți copiii din țara noastră să aibă acces la educație. Iar lângă boxa pentru donații au fost amenajate ateliere de creație și organizate spectacole cu animatori. Boxa pentru donații se află în scoarul unui mall din sectorul Buicani al capitalei. Campania se află la a treia ediție și se va desfășura până duminică. Maia Sandu cere sprijinul ambasadorilor Republicii Moldova pentru depășirea crizei energetice. Șefa statului i-a îndemnat pe diplomați să găsească eventuale soluții pentru a ajuta autoritățile de la Chișinău în asigurarea securității energetice a țării. Declarațiile au fost făcute la reuniunea ambasadorilor veniți la Chișinău din țările în care activează. Știți că avem nevoie de alternative, de resurse, avem nevoie de soluții pe termen scurt, avem nevoie de soluții pe termen mediu și lung pentru a asigura securitatea energetică a țării și dumneavoastră, în țările în care sunteți, puteți să descoperiți potențiale soluții, ne puteți ajuta, indiferent dacă, repet, vorbim de soluții pe termen scurt sau dacă vorbim de proiecte mari care să ne asigure securitatea energetică în viitor. Maia Sandu s-a adresat ambasadorilor și în ceea ce privește lupta împotriva corupției. Șefa statului le-a spus diplomaților că trebuie să-și îmbunătățească relația cu organele de drept din țările în care s-ar afla mai mulți bănuiți de scheme de corupție care au fugit din Republica Moldova. E nevoie de ajutorul dumneavoastră, așa încât procuratura noastră și alte instituții de combatere a corupției să aibă acest ajutor și să poată să comunice mai eficient cu instituțiile de drept din alte țări și să putem să avansăm pe aceste dosare. Necesitatea promovării exporturilor a fost un alt subiect de discuții. Totodată, președintele a vorbit și despre pașii pe care trebuie să implementeze diplomații în țările unde se află pentru a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană, după ce țara noastră a obținut statut de țară candidat la UE. Premierul Finlandei s-a pomenit în mijlocul unui scandal după ce a fost filmată cum cântă, dansează și consumă alcool împreună cu mai multe persoane. Imaginile de la o petrecere o arată pe Sana Marin în centrul atenției, ce a declarat prim-ministrul după ce secvențele au devenit virale. Aflați imediat. Rusia este angajată într-o diplomație discretă cu Statele Unite în ceea ce privește un potențial schimb de prizonieri care ar include o pe vedeta de basket Britney Griner, care recent a fost condamnată la 9 ani de închisoare în Rusia pentru acuzații de trafic de droguri. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, negocierile sunt în curs de desfășurare și ar trebui să dea roade. Washingtonul s-a oferit să îl schimbe pe traficantul rus de arme Victor Bout pentru Griner și fostul pușcaș marin Paul Whelan, condamnat în 2020 la 16 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de spionaj. Furtună violentă în Italia, în regiunea Toscana. Două persoane au murit, 18 au fost rănite și circa 100 au fost evacuate. Vijelia a smuls copaci din rădăcini și acoperișuri de pe clădiri și în insula Corsica vântul a suflat cu rafale de peste 220 de km pe oră și a lăsat în urmă 5 morți și peste 20 de răniți. Experții avertizează că schimbările climatice cauzate de activitatea umană cresc intensitatea și frecvența unor fenomene meteorologice extreme. Din videoclipul filmat de un locuitor se vede roata clătinindu-se de la vântul puternic și obiecte care zboară prin aer. În urma acesteia, un bărbat și o femeie au murit după ce un copac a căzut peste ei. Vârtejul a ajuns și pe litoral. Iată care este situația acolo. Luni întregi de muncă distruse în câteva minute. Distrutto le tende,
controlate, le tende. Alte 4 persoane au fost rănite de copaci căzuți într-un camping pe malul mării, iar alte 4 au fost transportate la spital de urgență după ce mașina la bordul căreia se aflau a fost lovită de un acoperiș. Zece persoane au fost rănite ușor în urma acestor intemperii. Agenția Protecției Civile a pregătit locuri de cazare de urgență în școli și gimnazii pentru cei care sunt nevoiți să-și părăsească locuințele, după ce rafalele violente de vânt și ploi torențiale au afectat grav regiunea. Comuna Milano a decis să închidă parcurile din oraș și le-a cerut locuitorilor să nu parcheze sau să stea sub copaci și să se asigure că din balcoane să nu cadă ceva. Iar regiunea Latio, în care se află Roma, avertizează cu privire la averse rafale puternice de vânt până la sfârșitul săptămânii. În insula franceză Corsica, rafalele de peste 220 de kilometri la oră au răsturnat bărci, au luat pe sus acoperișuri și au rupt copaci. Oamenii au fost loviți de creni și bucăți de acoperiș în timp ce ploaia torențială a provocat inundații. Zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate, salvatorii s-au mobilizat pentru a duce la mal oamenii aflați în bărci și în Austria 2 fete au fost ucise de un copac căzut lângă un lac. Mai târziu presa a anunțat despre decesul încă a 3 persoane. În Marea Britanie, o tornadă a măturat un camping în timpul unui festival. Participanții au povestit că obiectele zburau prin aer până la 18 metri înălțime. Clipul video a surprins momentul când mai mulți stâlpi de electricitate au fost dobărâți, iar corturi, scaune, garduri metalice și foișoare sunt luate pe sus și apoi aruncate în copaci din apropiere. Martorii spun că totul a durat maximum un minut, dar a fost suficient ca toate lucrurile să fie împrăștiate. Unul dintre organizatorii festivalului a declarat că nu a fost rănită nicio persoană. Meteorologii spun că fenomenul are legătură cu valul de căldură din Marea Britanie din ultimele zile. Scandal în Finlanda, unde premierul Sanna Marin a fost filmată în timp ce petrecea, dansa și consuma alcool cu prietenii săi, printre care și politicieni sau prezentatori de știri. Criticată dur după ce înregistrările de pe rețelele sociale au devenit virale, prim-ministrul a declarat că nu a făcut nimic care să încalce legea. Într-una dintre secvențele videoclipului apărut în presa finlandeză, Marin apare dansând lasciv pe podea și distrându-se cu câțiva prieteni. Un ziar local a relatat că în videoclipurile postate pe rețelele de socializare, premierul petrece alături de un parlamentar finlandez și o prezentatoare de știri și că pe fundal cei care erau acolo se aud strigând despre cocaină. După apariția imaginilor, Parlamentul finlandez i-a cerut Sannei Marin să facă un test antidrog și să publice rezultatele. În replică, Marin a negat că ar fi folosit droguri și a spus că nu are nimic de ascuns. Ea a mai adăugat că doar a dansat, cântat și sărbătorit fără a încălca vreo lege. Clipurile au declanșat reacții amestecate pe internet, unii criticând premierul pentru un comportament irresponsabil. Finlanda suferă din cauza prețurilor record la electricitate, a lipsei de profesioniști în domeniul sănătății și iată cum își petrece timpul liderul nostru, a comentat un cetățean. Alții însă văd o potențială creștere în popularitate pentru premierul de 36 de ani. Sanna Marin a fost criticată și în decembrie anul trecut pentru că a ieșit noaptea să petreacă la scurt timp după ce un coleg din guvern a fost testat pozitiv la COVID. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17.